Du-te portocalul și făcute de mâncare. Oc, să mă am și o puțină cafea și după... Fă-i fătă de dați de dimineață de când bei atâtea cafele într-una și acum a spus să te duci să faci mâncare și a spus să mai bea și pe aia. Nu ți ajunge câte cafele băut? Nu am decât asta, ho! Du-te, dragă, acum când îți spun, o să spun, nu mai fă din capul tău așa alea. Și apucă-te odată. Dar eu spun ceva când tu bei băutura aia. Păi acum te legi de mine de băutură, de ce? Că ți-a spus să te duci să faci și tu mâncare? Stai să pui, să o opăresc. Păi cât ai stat să o opărești? Până acum ce ai făcut? E, uite! Păi vezi cum devine ceartă acum să ne certăm iar? Lasă, ho! Păi cum lasă? Uite! De ce că ți-a spus să căzești apă, dar vine și acum te apuci de asta? Te rog frumos să-mi dai găleata și... Ce să-mi apuci să-mi dau găleata? Gata! Uite acum imediat! Că ți-am zis de dimineață să faci și n-ai vrut să faci. Mi-ai zis de dimineață și dacă mi-ai zis de dimineață, eu mă duc. Scoate apă mai repede. Stai! Acum, mai, acum! Nu mai, acum, acum să zice. Te-ai șmecherit de când te țin acasă și mă muncesc din cauza ta mereu. Scoate apă mai repede. Uite, mă, lasă-mă! Da, tu băutura ta care o ții, de ce mă faci? Stai să scot apă acum, lasă-mă! Scoate apă mai repede, mișcă-te mai repede. Florin abia s-a încălzit. Este evident că acum îi caută tanței nod în papură. Hai acum să te văd, acum pui de mâncare. Acum mă dă dă-i drumul, fost, mă, nu mai fac tu ce vrei tu aici. Când ai eu niciun neazumat? Acum ce mai vreau, că mi-ai vărsat până cu ce faia? Da, dacă te-am zis să te apuci de dimineață de mâncare, zice-mi te-am căzut. Dar nu e bine, mă. Dar paharul tău care îl ții cum este. Păi iar o ieși, poate pahare, Stai, nu mai ții de pahare, păi nu mai ții de pahare. Ți-am zis să te-ai găina de dimineață, de ce ne-ai tăiat? Hai tu și te-am făcut omul cu tot ai. Hai tu încoace, tot ce tu ai. Dă încoace, fă că nu ești în stare de nimic. Dar nu sunt. Dar ce spun că tu nu mai bine să-ți fac mâncare, pentru de că ce, nu ești mulțumit că și că bei, păi de ce nu mă ajut la nimic. Păi nu mai fi tare. E bine! Păi de ce ești tare înguraș? Păi de ce ești tare înguraș? Gata, nu mai da! Hai tu aici, ia pe asta, n-auzi? Tu faci mâncare! Păi nu mă fi pe tare înguraș! Tu faci mâncare! Ia găină acum, hai și pun acolo! Tu faci... Acum faci mâncare că vrea eu! Da? Dă-te mă de aici și dă-mi voie acum, dă-mi voie să stau! Hai să-și... Că spar tot în casă! Păi de ce faci? Că bea mâncare, păi de ce? Lasă-mă, bă! Lasă-mă, bă! De ce faci? Lasă-mă, bă! Să mă... Lasă-mă, bă! De ce faci, păi, dași? Bă, dar ce dai mine, dar ce dai mine? Te seamba că mă țip de tine să faci mâncare? Da, cu ea, nu se mai vede acum. Acum pune fă și fă acum mâncare. Dă-te-mă și lasă-mă odată să o fac eu. Faci așa cum îmi spune, nu cum vrei. Hai, du-te de aici așa. Fă, nu mă împinge. Hai, mă, du-te de aici și lasă-mă. Fă, nu mă împinge după mine, fă. Băga mea și te și-n mătă și-n tăt. Ți-am cumpărat găini să faci, da? De dimineață? De ce nu te-ai apucat de dimineață să faci mâncare? Lasă-mă! Te-ai apucat să bei cafea? Și acum, uite-o! Uite-o, nu e târziu! Uite-ți fac! Păi cum nu e târziu? La ora asta nu e târziu acum? Păi uite-te, fă și tu câte ceas! Eu nu fac aici, că mie miroase, eu trebuie să scot masa asta afară. Lasă cum scoatem amândoi afară masa și o facem afară. Așa, cu o păritură, cu tot. Învață-mă și cum să jumor și cum să fac. Păi te învăț, vin o facem cu mine că te învăț. Așa. Se pare că după o repriză sănătoasă de pumn, cei doi pot să conlucreze pentru masa de prânz. Să vedem cât va dura acest armistițiu. Eu am venit cu asta la omoană, tot amândoi, da? Da, tot amândoi. Bag-o aici așa. Hai să te învăț și asta. Învățăm. Ca să faci ca lumea dacă faci. Învață-mă. Ți se pare ție corect ca la vârsta asta tu să nu știi să faci mâncare? Da. Ia-ți. Și să nu știi să jumule găini? Pentru că mi-a fost cârbă. Păi de ce eu ca bărbat știu și tu nu știi? Dacă mi-a fost cârbă de găini de la mațile alea, așa? Eu n-am învățat să fac. Dă-te mă băgăm o dată să mai nu aie. Tu între timp când jumule mai îmi dea un pahar de vin. Beți, beți. Că de asta ești bun. Eu când am băut cappuccino l-ai făcut gură. Da. Hai, să vedem acum mâncare. Păi fă, păi cum adică cu mâncare? Fă acolo ce spun eu. Acum, dar și tu să lași. Ce să las? Paharul. Fă, nu lăs, ți-a spus că e de tine, mă lăs și de asta nu mă lăs. Dar tu fă înainte de toate, fă să vezi să faci mâncare, ca să fii apreciată de mine, să te iubesc. Dar nu-ți convine, eu fac mâncare, dar să vezi că nu să-ți placă. Ia după picioare, ia frumos de acolo și până mai tai picioarele frumos și o faci. Dacă nu-ți convine, ia-o și fă-o tu, că eu nu mă stau.
să fac. Adică să-mi dai mie sufoc dacă nu-ți convine? Dacă nu-ți convine, fă-ți-o tu. Fă tu o ecută să vrei să te bărmă cu ea pe pat. Păi dacă nu-ți convine, fă-ți-o. Păi dă-te pe gama. Lasă-mă tu pe mine să fac. Spune sus. Spune sus. Spune sus. Vino cu acef. Fă-o tu, că o arunc. Trebuie să fii fă-o obligat. Fă-o obligat tu faci, că te bărmă cu ea pe pat. Fă-o mă tu dacă nu-ți convine. Fă-o faci. Hai treci, treci fă și fă o dată. Hai, fă tu faci mâncarea asta toată ziua pentru mine. Da. După ce termin pe asta, acum dau să faci altă mâncare. Da, care mâncare? Ai avut tu poftă la găină? Da. Da, așa este. Programul de muncă al Tanței a fost stabilit, dar Florin se gândește că ar fi bine să-i mai aducă niște completări. E, portucarul, zici că mai e o degeabă de tine. Ce ai făcut? Ți-am spus să-mi spăl și metricoul. Da. Și nu l-ai spălat. Îți place ce e pe el? Eu nu m-am derul să-ți spăl. N-am avut, că spălam și de el. Și fără derul nu se poate spăla măcar un pic așa că vezi ce e pe el. Ia uite. Adu-mi ce-mi trebuie că eu îți fac. Aori. Dacă nu mi-aduci, nu pot să-ți fac. Ia fă-ți un ligheam foarte frumos da, de acolo. Și vino cu acolo mine că să-l spălăm dacă nu-l dau de spălăm gura acum. Da, uite ligheamul acolo în spate. Ia ligheam, du-te ia ligheam. Pune acolo pe scaun și spălă tot. Dar dacă nu este pe tine, te omor cu bătaie. Da, ce, eu sunt mașină de spălat? E, fiindcă n-ai vrut să speli cu dul, stai să-ți aduc eu altceva ca să speli acum imediat. Eu nu sunt mașină de spălat. Îl speli cu ăsta, pentru că n-ai vrut să speli cu dul. Da, adu-mi coace, că e lichită de rău, de-ala. Adu-mi coace. Păi, pă, ce spun, pă, și pără mai vorbești. Da. Să-ți aduc eu, iau, asta e spălături? Păi ce vrei să-i mai fac? Aruncă-l, mă, aruncă-l, îți arunc și-o tricou ăsta, dar nu se mai vede, cu cât că iau bătaie. Ce fă? Da! Să pornesc dacă nu te iau cu asta acum. Hai, arunc și eu cu asta. Ce, cu ce arunc? Hai, mă, na. Aua. Arunc. Asta e treaba, că nu ți-ai făcut plinul de băutură, fă-i, și cer de la mine să-ți fac eu tricou, păi ți-l fac. Păi așa mereu și o să-ți fac. Mie, dacă nu-mi faci nimic. Totul, ca să fie legal tot, tu nu mai trebuie. Păi cum o să-ți fac cu bătaie și cu ceartă și cu discuția asta, nu mai e o treabă, să știi. E, fă-i bine ce ai făcut cu tricou ăsta. Da, este bine, păi ce să-i fac eu? Ce-am vrea să-i fac eu? Păi de ce băga mea mă, de care nu te-am mutat spre spălătul ăsta, așa? Ce să mai spăl? Ce? Un cel ligheat? Deci dacă ți-a aduc eu fac acum cu ce să spăl? Stai, fă că ți-a aduc eu să spăl acum, fă băga mea care nu te-a învățat să speli deloc. Ia și spăl acum, de aici, cu asta, că te omor, să pedezi, dar nu te omor cu bătaie. Să scoate-ți, ia, stai că ți-aduc și rufe acum, fă să spel tu. Stai, fă că ți-aduc eu rufe, fă ție acum. Ia, fă și spălă tu acum, fă aici, fă spăl tu aici. Fă acum, spăl fă tu de astea, fă de aici, fă. Vino cu acea cu mine, vino cu acea cu mine. Scoate apă, ia găleată. Ia găleată, fă și scoate apă. Ia și pune și spălă pe astea care ce le-am adus eu. Fă tu faci mereu probleme cu mine, da? Asta a fost spălătură ce spălă și tu trecău. Da, păi și lasă acolo, de ce nu-ți convine. Ia fă să-l speli și pe ăsta acum. Da, îmi spăl. Hai să vedem cum l-ai spălă, nu te omor, să prezent, nu te zăpă ce cu bătaie. Dacă nu ești mulțumit, dar mine lasă-mă pe ăsta. E să prezent, dar nu te topi cu bătaie. Lasă-mă, bă! Lasă-mă, bă! Să mă adun la pe chiar dacă nu te-ai tot. Eu o să plec de aici. Dacă nu te-ai zăpăcit de tot cu femeie. Tu ești femeie, fă pentru mine? Nu convine, uite cât de soale spăl și nu-ți convine. Păi fac cum te scoate, pune vina, bata, cum? Aaaa, ce mai mă pui să mai spăl, dacă nu-i nimă, fă tu te scoți invers. De ce mai mă pui? De ce mai mă pui? Păi tu te scoți invers cu mine, cu astea, că știi să speli. Știi să speli tu, ai? Acum te sac, îi speli acum să te băt. Da, da, da. Auzi, te sună. Da, mă sună prietenii mei. Te-a dus la sticlă. Da. Du-te la sticlă. Uite acum, mă duc la sticlă. Și am plecat la tovară și mi-ai și cu asta bat. Dacă nu găsesc pe la tovar cu bătaie. Da, da. Uite, am plecat, să știi. Să le vezi cum ține. Alu, da. Hai că vin acum, băieți. Da, da. Să vezi că își le limpezez frumos. Florin a plecat la băut, iar Tanța folosește această ocazie pentru a-i face o vizită vecinei Magdalena. Magdalena! Da! Ce faci? Uite ce să fac, uite, fac eu o treabă! Eu fă mâncare de e bine fașa, de când stai eu fă 500 de atâția ani de zile, pitită la tine după casă, atâția ani bătută în jurată, nu știu, mă încontrăm să o iau, fă, nu știu, fă! Hai, vină cu asta aici, pe scaun! Nu știu, fă mâncava și voastră, tot râde de mine când mă vede că plec, dar nu știe cum... Ce sufăr acasă? Auzi, mai lasă și tu prietenii deoparte. Ceartă-l. Degeaba. Amenință-l că pleci. Degeaba. Păi am plecat de atâtea ori. Eu a zice acum când plec să plec pentru totdeauna. Nu merită să pleci, că e copii. Este. Am copii. Este Magdalena, dar nici chiar așa.
El nu e mulțumit. Da, și vă dă ce plec noaptea. Păi plec de ciomegile și de pumnii care mi dai. De-aia plec noaptea. Mă duc după el, că nu, nu mai stau. Mă duc după el. Fată, mă duc. Mă duc după el, că nu se mai poate. Du-te, fată, ai dreptate. Eu acum după el, iarăt-o lui. Ce-i fac nemulțumirile lui. Plecarea furtunoasă a tanței în căutarea soțului nu prevestește nimic bun. Aici erai? Da, și? Da, și? Aici? Da. Hai, ți-am zis că-ți fac mare râs? De ce? Hai de acasă! Hai de acasă! Du-te pe de aici, că dau și eu cu asta de pământ să nu mai bei! Du-te pe de aici! Tu ce vreau să hai de acasă! Du-te pe de aici! Hai de acasă! Hai de acasă și lasă-mă! Du-te pe de aici! Hai de acasă acum! Du-te pe de aici! Acasă cu mine! Acasă cu mine! Asta cine e? Asta cine este? Am o prieten! Care prieten? Da. A ta? Păi asta ți-a băgat în cap! Cine? Că da, umblai cu el! Păi da, și păi care problema? Păi umblai cu el! Ce fac cu tine cu el la masă? Nu mai, păi nu mai... Ce ai fac cu tine la masă? Că nu mai pot să dai! Să motive de mă bate! Păi termină cu asta! Da, vene și mă bătea. Ce prietenă? Unde dai? Ce prietenă, mă? Unde dai? Pe unde dai? Prietenă, mă, ia. Păi ia-ți papuci, dai și dai drum acasă. Uite. Fă-i tu, n-auzi. Dai, mă, stai, că nu plec. Lasă papuci, da papuci. Haide. Nu plec, mă. Haide. Nu plec. Lasă-mă să cunosc pe femeie. Dă-mă jos. Dă-mă jos. Dă-mă jos. Hai. Da, tu dai drumul acasă cu Daci. Până la urmă, Florin se întoarce spre casă cu tanța, dar pe drum îi mai explică niște lucruri cu care nu e de acord. Fă de ce faci? Bine, ce-a... Lasă-mă! Că mi-a să mor ce-i dau! Că de-aia vei tu cu ea! Acasă. De-aia vei și te plecai tu noaptea. Du-te acasă, Daci, că te plăzi, te plăzi, dar nu te topesc cu noaptea. Să vezi o cară ce-i dau lui ăla, că ăla ți-a băgat în cap. Păi de ce? Uite așa, păi omor de păi cine? Omor! Păi de-aia nu știi tu să speli bine? Omor! Da, de-aia nu știi să speli bine? Da, păi asta era motivul tău, că îți căutai motiv cu mine, că nu știu să speli. Păi ți-am zis că mi-au luat, da? Ți-ai. Și care e problema? Ți-ai luat. Lasă-mă, că ai spălat? N-am spălat. Asta e spălătură, ce ai spălat aici? Asta e spălătură, ce ai făcut aici? Dă-le. De ce te-ai pus să speli? Dă-le. Veniți-i după mine repede, ai? Bă, ce vrei? Păi de ce? Mai spune și mie, cine era femeia care păi băut cu ea? Da? Păi mine, de ce nu mai vine? Să dau și un suc cu tine? Să dau și cu tine unde păi te duci? Păi tu ai grijă să speli bine, da, tu nu să bei sucuri. Da, să speli bine, dar să dau și eu, păi mai lua și pe mine. Păi cum? Da. Păi când ai învățat să speli și să faci atât ce cu tine luăm. Păi să mă fac cu tine de râs în luăm. Să te faci tu de râs în luăm. Dacă nu te potolești, să plezi, dacă da. Nu te omor cu bătaie. Da, o să mă potolesc. Ascultă ce spun, să mai vii să mă faci odată râs. Deși nu s-ar spune, tanța este epuizată de bătăile administrate de Florin. Mai mult, acum a mai descoperit că el stă la masă cu altă femeie. Disperată și rănită în amorul ei propriu, ea se hotărăște să apeleze la consilierul de urgență. Ia vino! De ce? Că am treabă astăzi cu tine. Păi ce trebuie să ai cu mine astăzi? Și astăzi, toată ziua asta, aia, iar ai treabă eu cu mine, iar mă iei. Eu știu că după băutură, așa, dar hai să-mi pui geamul ăla, că vine... Să-ți spun pe mine. Și după cineva, plătește-l și pe ce să-ți dai. Tu l-ai spart, tu ești bărbat, asta e treaba ta de bărbat. Fă, nu mă obligă. Tu băutura de aia, obligă. Ți-am zis să nu mă obligi. Să rămână. Tanța? Da. Nicolina nu și-a bugeac, îmi pare bine. Florin. Ce eu am venit că m-am obosit. Așa. Am fost după la cărciu, m-am băut că asta și... Ia uite, băi. Tanța, un pic, da? Gura un pic mai mică. Și mă pune pe mine ca să-i pune geamul. Și eu am spus foarte frumos că eu sunt obosit. Că a băut doamna seară tot. Cu prietenii. Asta poți e treaba. Vrei să vreau. Stăm puțin de vorbă? Da. Hai, Tanța, să hai, da, tu ești. Da, da, da. Hai, arată. Florin, da? Da. Așa. Lasă întâi pe Tanța să-mi spună că ea m-a chemat și vreau să știu și eu. Da, eu v-am chemat. Hai, spune-mi și mie, Tanța, ce se întâmplă aici? Ia zi. Nu mă înțeleg cu el. Așa. Pe privința la băutură. Eu, adică? Dacă îi spun ceva, mă bate, mă jură, e nemulțumit că nu-i fac mâncare, că nu-i spăl bine după el. Nu știu ce e cu el, de ce nu se mulțumește de mine. Eu sunt nemulțumită pe baza la băutură. Dacă îi spun de un deci prieten. Asta te deranjează pe tine? Cel mai mult asta mă deranjează, doamnă. Că... Anța, puțin mai încet vocea, se poate? Un se pic poate, mai încet. Doamnă. Te rog frumos. Mă deranjează cel mai mult... Când îi zic să nu umble cu prietenia care bea, că el face mai urât și el parcă îmi face pe contră. Și mă poate doamnă dacă îi spun ceva. În final, ia toți copiii mei pe care apuc, pe 3-4 dintre ei și... Câți copii ai? Păi am 8. Așa. Și fug cu ei de acasă.
Ce te mai deranjează? Asta mă deranjează cel mai mult. Mă deranjează, iar a doua, când îi zic să fac și eu cu el câte ceva în curtea asta, nu, că pleacă totuși la băutură, își găsește că și să zice că la muncă, colo, colo. Și asta mă deranjează. Deci nu face treabă în curte. Nu face, doamnă, nu. Deloc. Deloc. Altceva, Tanța, ce te mai deranjează? Ce mai mă deranjează că nu șade de noapte cu mine în casă, doamnă. Cel mai mult. Dar asta nu stă niciodată noaptea ca să mai pleacă și el așa din când mai în când? Mai pleacă din când în când, când apucă cât timp. Cât de des? Cam cât de des? Timp de vară, doamnă, când e discoteca, sâmbătă și duminica, niciodată nu stă acasă. Dar restul de luni până vineri la se ține? La muncă, nu. A, e plecat? Da. Și atunci e vine plecat, acasă, da. Vii acasă vineri? Da, sau... exact, vii vineri acasă și de vineri până sâmbătă și duminică mai alunecă omul. Scapă vaca aia, tripoși și se umflă, dar om. Tu tot timpul ești nemulțumit. Sunt nemulțumit. Hai să-l ascultăm și pe Florin acum. Ce-l deranjează pe ea, Florin? Acum a venit și rândul tău. Ia spune și pe tine ce te deranjează? De ce o bați? De ce faci scandal? Pe mine care mă deranjează situația pentru că are gura mare. Și când sunt cu un prieten la masă și beam și eu și mai vorbim de o muncă, de una, de alta, ca să mergem să ne facem treburile noastre, ea vine cu gura mare și începe și țipă tare ca să mă facă de rușine înainte la toată lumea. Și eu nu suport. Da. Și mă enervează așa tare de mi-aduc aminte după ce beau să ridic acolo la cap și mi-aduc aminte exact ce mi-ai făcut și vin și o bat. Pentru că își merită pedeapsă. Asta e o femeie cu gură mare. Ce te mai deranjează? Mă deranjează problemele familiare de casă. Care? Nu prea are grijă de copii. Da. Mâncare nu știe să facă. Tu ea face pentru copii că copilul mănâncă ce-i dai. Dacă sunt eu acasă, mie nu-mi place mâncare care o face. Cu curățenia în curte e pericol. Ea nu știe să dea și ea cu o greblă, să dea și ea cu un târn, să măture și ea. Trebuie să când vin eu de la muncă muncit, luni, marți, miercuri, joi și vineri, 5 zile, trebuie să vin eu să iau gunoiul, să-l arunc unde trebuie. Ai copii? Păi și nici copiii nu-i îngrijești bine. Am înțeles. Altceva, ce te mai deranjează la Tanța de obați? Nu știe nici să mă respecte. Că dacă ar ști să mă respecte, s-ar schimba situația. Ce înseamnă pentru tine să te respecte? Pentru mine înseamnă să respecte așa, să am și o țoală curată, la timpul potrivit când cer și eu de la ea o țoală. Adică vrei să spui că ea nu-ți spală hainele? Da. Adică nu le spală cum trebuie și nu le spală când vrea eu. Uh-huh. Altceva, o strică cum eu dau. Pentru că pe limba ei, orice pasă repere pe limba ei. Vara și toți vecinii și toată aia e cea mai obraznică femeie după toată strada asta. Pomelnicul de nemulțumire al celor doi este lung cât o zi de post. Consilierul de urgență încearcă să afle dacă mai există ceva bun în această relație. Tu o mai iubești? O iubesc. Ce să-i mai fac? Bâtă, așa. Da, cu bâtă. Cu cărămidă ars. Tu spui că din cauza ei, datorită gurii și a ceea ce face ea, de aceea tu o bați. O bat, da. Am înțeles. Da. Deci tu n-ai nicio vină. Tu nu ești responsabil. Ea e de vină că o bați. Da, ea e de vină. Ea e de vină, doamnă. Bine. Ia spuneți-mi și mie, ce obișnuiați să faceți de obicei în casă? În toată gospodăria voastră. Să fac și eu, uite, curat în spate, să mă ajute și el. Fac și eu ce e curat treaba unde? Mea. În curte? În curte, doamnă. Așa. Fac curat în casă, dacă am rufe de spălat, le spăl. Își pune mâncare la foc, dacă... toată ziua. La copii, să le facă să mănânce. Și tu, Florin, ce obișnuiați să faci prin curte? Mai un toc de reparat la un geam, mai tencuiesc pe unde mai trebuie de tencuit. Mai dau că un doar glet. Ești didar, nu? Da, exact. Mai fac cu un glet, mai dau un glet. Geamurile care nu e puse. Asta e treaba. Păi și dacă ți-am spus eu că sunt obosit astăzi și nu pot. Că vine lumea peste mine, nu pot să stau așa cu geamul ăla spart. Vine un nebun pe stradă. Păi ți-am zis că nu pot astăzi, că sunt și obosit. Astăzi, da, venit aseară târziu și nu pot să ți-l pun. Și să vezi frumos cum pui tu și bas cu ciocat. Acum cu el, că l-am spart, geamuri, iei geamul și pui. Că știi, te pricep. Deci acum ai depus un geam, da? Da, că ăsta e urgent. Da, e urgent, doamnă. Ce mai e urgent de făcut la voi? Ia spune. Urgent de făcut, cum ar să vă spun eu. Geamul și să mă apuc să facă curățenii. Că dacă nu, omor cu bătaie. Că ea nu e curățenia asta ce face ei. Păi, hai să nu mai stăm așa mult la povești. Hai, tu pui geamul și tu eu? Te apuci și faci curat în curte. Da, da. De acord? Da, să facă. Dacă nu face curat cum trebuie, păi, o iau numai cu lopata, o iau. Și tu pui geamul bine să nu fie. Și după ce termin și tu geamul, mai ajut și toate, cât și tu. Dacă vreau să o ajut și dacă pot, o ajut. Eu zic că poți, că te văd că ești bărbat în putere. Nu te cred că ești chiar așa miorlăit și nepuneros. Nu, dar nu merg de mie de curățenie. Acum să facă ea. Bine, haide să vă văd la treabă. Pune geamul acolo unde l-ai lăsat așa. Hai că ți-l pun, că m-ai zăpăcit. Da, și eu iau și o mătura și fac m-ai zăpăcit. Și eu acolo. Uh-huh. Zăpăcit. Păi vin încoa să-mi ții un pic de geam. Da, vin să-mi ții de geam și tu vii cu mine și iei gunoaie.